Dragii mei prieteni, frați, cunoscuți, cetățeni ai scumpei noastre țări și nu numai. Odată cu apusul soarelui, este privilegiul meu să vă urez cele mai calde binecuvântări în Domnul nostru Iisus Hristos și cele mai frumoase și profunde experiențe spirituale în anul care, zic eu, ne-a surprins pe toți și în anul în care eventual vom intra. Va fi un an de urcat un munte înalt, un munte spiritual, dacă vreți. Intenția lui Dumnezeu pentru noi ca popor al Său de a urca acest munte spiritual este de a putea vedea acea țară frumoasă, țara promisă de Domnul Iisus Hristos. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus. Iată că mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vi-l voi pregăti, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Prieteni, avem nevoie în acest an 2022 să urcăm puțin mai mult. Nu contează cât de obosiți suntem, Dumnezeu ne va da putere să urcăm acest munte al credinței, un munte de pe vârful căruia se poate vedea țara promisă. Și cu ultimile noastre resurse, cu ultimile noastre rămășițe de energie, vom putea să-i urăm de bine, de departe și să spunem cu toții la unison: ne este atât de dor de Tine, Doamne Iisuse, vino și du-ne acasă. Pentru că mă iubește, zice Domnul, îl voi izbăvi și voi arăta mântuirea mea. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă fie scut și pavăză și să păzească inima dumneavoastră și sufletul dumneavoastră și a celor dragi. Vă iubesc și ne vedem în cer, acolo, la El. Amin.